în această săptămână, dar și săptămâna trecută, v-am povestit despre festivalul care se petrece în această perioadă pe scena Teatrului Național Satiricos Ion Luca Caragiale din Chișinău. Este vorba despre un festival dedicat celor 170 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, 170 de ani care se împlinesc în acest an, în 2022. Am avut mulți invitați din teatrele din România, iar în continuare o să vorbim cu doamna Elena Oleinic, care este actriță a Teatrului Național Satiricos din Chișinău, artistă emerită din Republica Moldova. Bine ați revenit la noi, doamna Oleinic! Bună seara! Bucuroasă, bucuroasă să revin de fiecare dată! Și nouă ne pare bine, mai cu seamă că am zis și mai devreme, și săptămâna trecută, și ieri, inclusiv, am avut aici în studio invitații din teatrele din România, da, invitate la Chișinău pentru a participa la acest festival. Cum a fost pentru dumneavoastră, pentru cei din cadrul Teatrului Satiricos, să fie gazde? A fost și este, pentru că festivalul continuă și sunt spectacole și azi seara și mâine și până în data de 20, după care revenim noi oricum și pe 21 și pe 22, noi jucăm în continuu și asta ne bucură. A fost frumos, a fost gălăgios, a fost cu multă forfotă, a fost așa cum ar trebui să fie la un festival, cu multă lume, cu lume teatrală, cu invitați, cu oaspeți. Noi am făcut-o pe gazda și sper că am făcut-o destul de bine. V-am urmărit și reportajele la televizor și ne bucurăm că v-ați implicat cu tot sufletul și vă mulțumim pentru asta. Sperăm că a fost o sărbătoare, într-adevăr, care știți că festivalul sună Caragiale să ne judece, așa că ne temem de judecata lui, sperăm că totul va fi bine. Oare ar fi uimit Caragiale dacă ar vedea cum se întâmplă lucrurile în lumea noastră în 2022? Da, cred că ar avea ce scrie. Ar avea cu siguranță și ar găsi idei multe. Este atât de actual, vorbeam cu cineva, atât de actual și atât de firesc sună azi, în 2022, peste 170 de ani. Sau, mă rog, 170 de la naștere, 110, dacă să fim mai preciși, da, vorba lui Caragiale și glumele lui și pamfletele lui și schițele și totul, absolut totul, este actual. Că e din păcate sau nu, nu știu. Omenirea e așa cum este, dar ne bucurăm că l-avem pe acest mare Caragiale și că facem cumva parte și noi din el. Mai ales că Teatrul Satiricos, da, îi poartă numele. Deci îi poartă numele și, da, nu știu dacă s-a mai vorbit despre asta, că suntem cumva, ar trebui să fim în cartea recordurilor. Noi suntem trupa care am jucat unici din România, care am jucat integral la Caragiale. Deci noi avem toate piesele lui Caragiale în repertoriul teatrului. Nu știam asta. Da, da. Oh, wow! Este frumos. Da, și mult. Și mult. Și mult. Deci e vorba de piesele de teatru. Da, da, da. Da, da. Apropo de asta, doamna Oleinic, o jucați chiar în seara aceasta. În seara aceasta, la 18:30, cine mai reușește, se joacă Năpasta, o piesă de Caragiale, producția Teatrului Satiricos, și mâine seară, la fel, la 18:30, celebra piesă O scrisoare pierdută. Veniți, nu o să regretați. Ca să revin la acest festival și la toate trupele de teatru invitate din România, ți-a apucat așa să mai stați, să mai vedeți un spectacol? Am mai văzut câte ceva, recunosc, nu toate, pentru că suntem prinși în diferite activități, dar am văzut, l-am redescoperit, ziceam eu, pe Caragiale, l-am aplaudat și m-am bucurat împreună cu toți spectatorii. Mai aveți timp să stați așa la o cafea, la, nu știu, puțin. Cu colegii din România, ziceam, cu actorii invitați. Puțin, dar actorii găsesc, dacă doresc, găsesc acest noapte lungă, știți cum e. Și ziua se lucrează, noaptea se, nu vreau să zic distrează, dar tocmai e despre acea cafea, pentru că actorii au nevoie de comunicare, de multă comunicare și sau format așa și niște relații calde între noi, pentru că în primăvară noi am fost, de exemplu, la Deva, la teatrul de artă, unde am stat o săptămână cu un repertoriu vast de la fel de 5 spectacole. Așa, acum au venit ei, deci deja așa sunt relații mai prietenești, sau vorbim de teatrul din Suceava, unde mergem, e o tradiție, în fiecare primăvară mergem tradițional la festival și deja suntem prieteni. Și foarte curând revine la Chișinău un regizor din România și va monta în cadrul Teatrului Satiricos. E vorba de domnul Mihail... Da, da. Da, și, domnul... Și...
Panaitescu, Mihail Panaitescu. Așa, da, a fost la bine, bine. Deja a fost și lectura piesei, nu sunt angajată și de asta am făcut și pauza asta, am ezitat, zic, e despre dumnealui sau nu. Da, revine cu o montare și va fi o producție bună, sperăm, și urăm succes tuturor celor care sunt distribuiți în această piesă. Doamna Lenic, ca să recapitulăm, în seara aceasta Năpasta. Năpasta. Mâine O scrisoare pierdută. Da. Și festivalul se încheie pe 20. Festivalul se încheie pe 20, da, cu un spectacol. E vorba de Doamne, Dale Carnavalului, o producție a unui teatru din București. Așa, perfect. Și da, vreau să vă întreb și despre ce mai urmează în cadrul Teatrului Național Satiricus. Premiere și în această toamnă? Premiere, da, da. Urmează și spectacole deja vechi, să zicem. Pe 21 jucăm Casa de Maxim Gorki, pe 22 jucăm Revizorul de Gogol. A fost recent o premieră, deci a fost doar o singură reprezentație a spectacolului Căsătorie cu Deasila după Molière, așa că vă așteptăm, o comedie spumoasă, joacă trupa tânără, să zicem așa, frumoși, tineri, energici, colorați, veniți să vedeți și să râdeți cu plăcere la o piesă de Molière, Căsătorie cu Deasila. O să o găsiți în repertoriul teatrului, vedem, pentru următoarea lună, cred. Doamna Lenic, dar dacă tot ați zis despre trupa tânără, așa da, ați zis, da, eu cred că multă lume se întreabă dacă există o anumită, nu vreau să zic concurență, că nu e vorba despre concurență, dar se fac așa două echipe? No. Actorii nou veniți și cei care... Nu, no, nu, no, nu. No, no. Nu cred și nu cred că simt și ei asta, pentru că noi vrem să fim tineri și nu ne dăm deoparte, stăm și noi mai pe lângă ei, dar de fapt teatrul e o artă colectivă și se știe asta și până nu găsești un limbaj comun împreună cu partenerul tău de scenă, nu va ieși nimic. Trebuie să fie relație bună în afara scenei și ea va fi bună și în scenă. Asta e. Mulțumim foarte mult, doamna Lenic, pentru că ați trecut pe la noi. Am făcut așa o retrospectivă, da, și o recapitulare a spectacolelor care se joacă. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că aici se vorbește despre teatru. Să vă felicit pentru asta și să vorbiți mai mult, pentru că avem nevoie de asta. Și sper că și spectatorul așteaptă, cel puțin la televizor, să vadă câte ceva, pentru că nu fiecare poate să-și permită să ajungă la Chișinău și să vadă un spectacol. Și mie îmi pare bine, doamna Lenic, pentru că, știți, noi avem un asemenea program de muncă, avem emisiune de la 17.00 la 19.00 și niciodată nu reușim, da, să mai mergem, da, la... Rar din se întâmplă că reușim să ajungem undeva la vreun spectacol și îmi pare bine că, iată, măcar prin asemenea întâlniri și eu mai aflu câte ceva, sincer vă zic. Mulțumim tare mult! Numai bine, mulțumesc!